Salutare, bă băieți, aici Cosminel Cuzin, într-o combinație cu îmi place să halesc. Am zis că dacă tot petrec timpul cu fetele astea, că am și eu două fetii, să profităm mai mult și să facem mai mult content despre asta, nu? E așa, tati, da? Da. Corect. Astăzi sunt chef Cosminel și vă voi învăța cum să faceți o pizza de casă. Da, trebuie să zici la băieți sau la fete și băieți și la fete. Mai întâi să le zic eu la băieți și la fete tu... să apese butonul de like. Așa. Că asta ne chinuim și noi aici, vrem și noi multă, multă susținere apăsând. Toată lumea, dacă apăsați butonul de like și să lăsați câte un comentariu, sunteți cei mai forță. Așa că tu pizza nu mănânci cu ciuperci, cu multe chestii. Dar ce cu asta? O să dau ca să întinzi ketchup pe blat. Trebuia un sos de roșii, da? Bun, hai. Bun. Eu sunt mort în cadă. Prezintă ingredientele. Prezintă ingredientele. Blatul. Blatul. Hai că ai început bine. N-are nimic. Tocmai am făcut curat. Asta o să tai la montaj. Nu, nu o să tai. Bun. Da. Punct și de la capăt. Prezintă ingredientele. Păi aici avem șuncă. Aici avem salam. Da. Aici avem mozzarella. Wow. Așa. Aici avem cașcaval. Da. Și aici avem parmezan. Parmezan. Și aici avem ketchup. Bun. Și ăsta e blat. Da. Bun. Teoretic ar trebui să fi făcut un sos de roșie, dar n-am avut chef, așa că ia din ketchupul ăla și toarnă așa câte un pic pe blat, peste tot. Dar nu peste mult. Tot? Da, așa, câte un pic. Și după aia îl întind? Da, întins cu pensula. De bate-l un pic. Foarte bine. Ajunge, da. Și acum îl întind cu pensula? Da. De ce e pensula? Asistenta de bucătărie te ajută. Mulțumesc, bravo. Ajunge să mai pun? Mai pune un pic pe margini. Hai că nu cred că e așa complicat de făcut, nu? Păi nu e complicat. Așa, pe marginea asta două, da? Da. Atât. Hop, hop, hop. Gata, e perfect așa. Perfect. Trebuie să întind și mai bine așa. Cred că e bine acum, nu? Da, da. Bun. Ăsta unde îl pun? Mai am nevoie de... Ghiveta, nu, în ghiveta aruncă. Deci nu mai am nevoie, sigur, nu, da? Nu. Bun. Acum? Acum. Mozzarella. Mozzarella se rupe cu mâna, da? Rup bucăți mici. Trebuie să mă spăl pe mâini. Nu te-ai spălat pe mâini până acum? Nu. Bun, revin, mă duc să mă spăl pe mâini. Update. Ne-am spălat și pe mâini și văd că asta mică știe că filmăm și vrea să stea mai în cadru. Nu-i așa, tata? Da. Corect. Așa. Bun, spune ce deci, fac. Deci, iei câte o bucată de mozzarella și rup bucăți mici și pui peste tot pe blat. Cu mâna se rupe. N-are ceva în interior, mie. Nu, nu, nu. Așa? Așa. Mai mari, mai mici? Pot să fie un pic mai măricele, dar să te pui peste tot. Hop. Hop. A, și până fac eu treaba asta, știi că o să se vadă pe fundal... Da, chiar aratele, mă. Uitați-vă și voi, băieți. Cum s-a crăpat peretele. Din ce an e blocul ăsta construit, mă? Din 2017. 2017 bloc nou construit? Uitați-vă și voi cum s-au făcut pereții. Așa că, pentru aia care o să zică că cade casa pe noi, e de la bloc, într-adevăr, cred că se poate renova. Poți să-i faci ceva, nu? Normal că o să renovăm, dar... Nu e în regulă, frate. Dar arată crăpătura aia. Uite aici, uite asta. Păi, astea-s blocurile noi, că le fac repede. Da. Aiurea.
chiar aiurea, adică te aștepți când îți iei un apartament într-un bloc nou să nu se întâmple treaba asta, nu? Și așa e și în sufragerie, în dormitor n-avem, nu? Nu. Așa. Da. Așa, Alex, bravo. Știi tu ceva. Așa. Hop. Deci e un fel de pizza tri formaggi cu un pic de carne. Adică e mai mult cu dâmbrânzeturi, nu? Da. Pun și pasta? Da. Asta sper că blatul ăsta să umflă, nu? Da, da. Te-ai necat, tati. Vrei să mâncăm pizza când e gata? Da. Mâncăm. Așa. Mamă, clip satisfăcător, cred. Sper că este un clip satisfăcător pentru voi. Da, cred că e Caterina. Trebuie să-ți luăm un short și un din ăla de bucătar. Poate. Păi n-ai mă să-l pun pe mine. N-ai ne-am. Poate cine știe, e ca un fel de tutorial, nu? Adică ce chiar ai putea să faci, că am prezentat ingredientele, nu? Da. Blatul, zi-mi blatul de unde l-ai, adică ce nu e făcut, nu? De data asta nu e făcut, e de la Lidl, blat de pizza. Bun, acum iei șunca. Cum? Iei șunca și pui câte o feliuță din aia, atât așa să acoperi tot blatul. Câte una, că să fie în strat subțire. Adică gen peste tot așa. Peste hau, tot, hau. Da. Hau, 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 hau. Dar nu ai tăiat astea cam mari? Șunca asta? Vrei mai mici? Tăiți-le în două. Aia, acum las-o așa. Data viitoare, știi? Data viitoare. Și acum trebuie să împart așa uniformă. Da, da. De la Moldovan e carnea asta, nu? Mm-hmm. Sunt niște magazine aici, băieți, în Cluj, Moldovan. Cea mai șmecheră carne. Moldovan, sponsor-ul, please. O să mai facem clipuri despre mâncare, despre astea. Chiar, băieți, să lăsați în comentarii dacă vă plac chestiile astea, ce le mai faci și cu mâncare cu astea. Că știu că, de regulă, vă uitați, că e Caterinca când mănânci să te uiți la alt content de mâncare, nu? Așa. Cam atât. Și acum salamul la fel, nu? Da, pui între, pe unde l-ai pus șuncă, pui salam. Și după aia o să pun ele și cred că cam asta e, da. Da, mă, că nu e simplu. Adică, până la urmă, hai să zicem operațiunile. Hai să zicem că nu toată lumea o să facă blatul. Deci, ți-ai cumpărat blat de pizza, așa se numește, nu? Da. Ți-ai cumpărat niște salam. Nu? Tai în felile așa. Nu? Da, da. Șunca la fel. Nu? Da, da. Le tai bucățele. Și după aia te apuci de treabă. Uite-te și tu. Parmezan, nu, stai, ce-a fost ăsta? Parmezan? Mozzarella. Iei mozzarella, o faci bucăți, o rupi cu mâna, spălat, frumos, bineînțeles, igienizat. Nu scapi șunca pe jos? Da. Nu scapi șunca pe jos, dar lasă oricum, la temperatură o să ardă. Au căzut câteva pe jos, hai că nu e problemă de război. Așa. Bun, și acum? Acum pui parmezanul. Adică ăsta? Nu, celălalt, da. E așa și persar peste tot. Tai. Așa. E perfect, nu? Bine, că tăi să iau și ăsta. Da. Tocmai de aia ți-am pus așa. Op, 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 op. Deci că trebuie rămâna ca în Parkinson. Așa. Bun. Cașcavalul, cum am luat? Cașcavalul? Da, da. Dar eu mă văd și eu? Da, da. Și după aia faci și aici, nu? Și la fel, cașcavalul, nu? Da. Op, 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 op. Ai mai mult în brânzeturi asta, mă. Mie îmi place. Deci hai să vă spun. Ție ce fel de pizza îți place? Capriciosa, de obicei. Capriciosa? Mamă, da. Eu mor după astea, după patru formagi. Bine, și asta e un fel de trio formagi, nu? Da. Mai lipsea gorgonzola, aia, brânza aia. Dar cu ce puteam să găsim și gorgonzola, nu? Da, dar știi că nu prea ne place nouă aia. Bun, și acum continuare ce o să facem? O să dai drumul la cuptor. Bun, hai de la cuptor. Așa. Cum să dă drumul la cuptor? Cum să dă drumul la cuptor? Deci, butonul ăsta, ăsta? Te dai în dreapta de două ori. Și ține apăsat, te ales când nu, te... Nu. Invers. Așa, adică să-ți vină căldura și de sus și de jos, da? Așa. Și de primul buton de acolo ai temperatura.
care o dai la 200 ca să se încălzească mai. La 200? La 200 și apoi îl dăm la 150. Așa? Da, da. Și a pornit cuptorul, se încălzește. A, deci acum nu trebuie să mai prins foc sau ceva, nu? Nu, nu. S-a prins singur. Electric. Și gata, nu? Da, și o să se încălzească și punem și pizza. Și acum așteptăm să se încălzească și o să băgăm pizza. Da. Nu? Da. Bun, revenim cu update, băieți. Acum urmează partea cea mai nasoală, în care eu mă tem că mă voi arde. Vă sper că nu-mi cinge asta, nu? Cu o mână, nu, că nu-i... Deci cu o mână ții de mijlocul tăvii. Așa. Invers, că o pui așa, pe lat. Așa? Nu, invers. Așa, așa, perfect. Cu o mână desfac ăsta. Da, și la mijloc. Aici? Da, da. E bine așa? Da, da. Ia uite-te, e bine pusă. Da, e perfect. Arată și la lume. E bine așa? A? Da, da. Ok. Și o lăsăm 15-20 de minute maxim. 15-20 de minute, a? Da. Și după aia, bum, e gata și putem să mâncăm, nu? Exact. Oare iese bună? Sper. Bă, să umflă? Da, da. Și dacă nu se umflă? Dar ar trebui să umfle, nu? Da, da. Doamne ajută. Bun, când o scoatem, te revenim. Băi, băieți! Hai să vedem ce a ieșit. Bă, dar unde e lumina asta? Nu se mai prinde lumina? Dar cu miroase. Dacă aș putea să vă transmit mirosul. Bă, dar așa sau să fie dublu? Punem două și cu mână. El de mijloc și... Opa! Neam, neam, dar până că să... Mamă, dar ce bine arată! Neam, neam! Mamă, forță rău, forță rău! Și acum nu mai rămâne decât să mai așteptăm 5-10 minute și după aia să-i testăm gustul. Da. Cred că e forță. Bun, mă, băieți, și în încheierea clipului hai să vedem ce am făcut noi aici. Bă, zici că e cumpărată. Da, e și foarte bună. Și e chiar simplu de făcut. După cum v-ați zis la începutul clipului. Care este bună pizza? Da, este pastă medie. Nu pot să răspundă, e gura plină. Sau peste medie. Să vă puneți și voi, mă, băieți, mămicile, să vă facă de-astea. Chiar bun, Vlad, ăsta e prima oară când iau Vlad de la Lidl. Dar e bun. Păi aș avea o singură... Prea subțire? Nu s-a umflat destul? Mamă! M-aș par. Pe asta e singura mea obiecție. După cum vedeți... Mie îmi place așa subțire. Foarte subțire. Ce? Nu e cu mine. Asta e un frat de la baban, așa. Mamă, știi cum e ăla? Păi așa ți-l fac când fac eu arată. E forț. Ce? Când fac arată de casă, așa iasă. Păi da. Și după aceea să pui de-astea. Ne-am dus. Ăla-i ketchup, nu-i apă. Din contra, e de ăsta picant, vrea și ea. Da? Și de așa cu pizza, bă... Da? Uite, o să cât ea. Da. Deci acum are pretenții că vrea să mânce pizza cu sosă. Crește și nu-mi dau seama. Are pretenții acum.
Să vezi după aia că nu avea pretenții de telefon și de altele. Da, în fine, asta v-am discutat altă dată. Cam ăsta a fost clipul. Chiar vă sfătuiesc să încercați și voi să faceți o dată. Sper că v-am dat o idee bună. Dacă vă place acest tip de conținut, susțineți-l cu un like, un comentariu, o abonare, un share mai departe și butonul de clopoțel, băieți. Până data viitoare, ne vedem și vă pupă fratele vostru. La revedere!